Așa cum am anunțat luni 25 aprilie, la Iași a avut loc întâlnirea premierului dacian Cioloș și a echipei de miniștri care l-a însoțit cu autoritățile publice locale. Fiecare reprezentant al consiliilor județene sau ale prefecturii a făcut un inventar al problemelor urgente de infrastructură din județul respectiv. Cea mai importantă problemă rămâne cea autostrăzii care ar trebui să lege Moldova de Transilvania. S-a discutat și despre necesitatea reabilitării unui corp vechi al spitalului județean. Ieri la Iași a avut loc întâlnirea tuturor președinților de Consiliu Județean din zona Moldovei, unde a participat premierul României și vicepremierul. Bineînțeles și mai mulți consilieri și secretari de stat. Eu, în calitatea pe care o am de președinta Consiliului Județean, am ridicat 4 puncte punctuale, una fiind făcând referire la autostrada care leagă Iași și Târgu Neamț, Târgu Mureș. Doi, Spitalul Județean are un pavilion foarte vechi, din 1930 și ceva, prin care trebuie neapărat găsit o soluție, fie de consolidare, fie de dărâmare și de construit altul. Județul Neamț are nevoie și de rezolvarea altor două probleme de infrastructură. Este vorba despre coaxialul care leagă stațiunea Izvorul Muntelui de Muntele Ceahlău, dar și de refacerea tronsonului de drum ștețean care leagă județul Neamț de județul Harghita și trece prin cheile Bicazului. Al treilea punct, am ridicat problema coaxialul care duce de la Izvorul Muntelui până la Muntele Ceahlău, până în comuna Ceahlău. Și al patrulea punct a fost ridicat problema cu tronsonul de drum care leagă Neamțul de Harghita. Au fost discuții constructive, promisiuni, acum să vedem ce finalitate vor avea. Șefa legislativului nemțean apreciază că discuțiile la care au participat și parlamentarii din județele Moldovei, ce au ridicat tot probleme de infrastructură ale județelor pe care le reprezintă, au fost constructive și menite să facă cunoscute executivului de la București gravele probleme ale județelor din Moldova. Mă bucur că totuși a promis domnul premier că în perioada următoare se vor apleca asupra acestor probleme ridicate de toți președinții de Consiliul Județean. Bineînțeles că în prima parte a zilei au fost prezenți și deputații și senatorii din zona Moldovei, fiecare din zona de unde provine, zona care a fost, din zona unde au fost votați, au solicitat necesitățile fiecăruia zone. Emil Iarcan crede că astfel de întâlniri sunt extrem de utile pentru ca cei de la București să înțeleagă necesitatea reducerii decalajelor dintre județele dezvoltate ale țării și regiuni sărace ca Moldova. Rămâne de văzut cât și ce va putea să facă actualul guvern tehnocrat în scurtul mandat care i-a rămas.